importanțe diferitelor partide politice. Suntem conștienți de faptul că doar împreună cu grupul nostru se aude clar și cu o organizație puternică, asta în măsura în care de multe ori suntem ignorați total, noi, organizația de tinere de tineri. În consecință, 14 organizații de tineri de moderne au constituit informal grupul tineri de advocacy, crezând că vom reuși să schimbăm percepția, în primul rând, a decidenților politici despre ceea ce înseamnă activitatea de tineri. Pentru că activitatea de tineri nu înseamnă numai chefuri și concerte, înseamnă mult, mult mai mult decât atât. Până în prezent, am organizat sub egida Tinder Advocacy două idei publice, una despre finanțarea programelor de tineret la nivel de județ Maramureș, în care a reieșit o concluzie destul de interesantă și anume că pentru fiecare tânăr de mare mare sunt alocați 80 de bani pentru toate organizațiile de tineret să își desfășoare activitățile, ceea ce noi considerăm că nu este un lucru normal ok. Și o audiere publică cu privire la ACTA. Titlul acesta a fost are România de voie de ACTA, în momentul în care cunoaștem cu toții acel pact era la mâna Uniunii Europene și se discuta dacă sau nu este oportun aprobarea lui de către parlamentele fiecărei țări. Se vede o audiere publică, am transmis și propune pentru modificarea legii voluntariatului și legea tinerilor, pentru că, așa cum am mai precizat, în primul rând de tineri din Baia Mare și județul Maramureș. De asemenea, am acordat toată susținerea noastră Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, implementarea proiectului Tineretul din România în mișcare, un proiect care tocmai asta dorește, să creeze un dialog structural, iar la nivel național politicele de tineret să se aplice pe nevoile reale ale tinerilor. De asemenea, astăzi, aici, încercăm să comunicăm cu dumneavoastră, viitor și actuali prezidenți politici, încercăm să cunoaștem mai bine opiniile fiecăruia cu privire la una dintre cele mai urgente probleme cu care noi tineri ne confruntăm, și anume găsirea unui loc de muncă. Pentru noi asta nu este un lucru nou, însă pe noi aceste lucruri ne doare. Ca să parafrazez un citat oarecum celebru. Înainte de a da cuvântul colegii mele, Diana, care va prezenta ceea ce înseamnă activitatea de tineret, dați-mi voie să vă prezint componența Coaliției Tinerii Advocați. Este vorba de Asociația ACTA Educației, Cercetași Munților, Clubul Tinerilor Comunicatori, Glacorian Leaders, Clubul Doctorat din Baia Mare, Team for Youth, Asociația Tradiții Maramureșene, Asociația Tobis, Asociația LinkedIn, Asociația DAIS, Asociația Somaschi, JCI Baia Mare, NTR și Nature's Garden. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru faptul că astăzi ați răspuns invitației noastre și astfel demonstrați că vă pasă de problemele tinerilor. Sper să avem o discuție din care să reiasă soluții și să nu ne întâlnim doar de dragul de noi. Vă mulțumesc încă o dată. Dau cuvântul mai departe, colegii mele, Diana. Bună ziua! Numele meu este Diana Sabă. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența noastră astăzi aici și să vă spun bine ați venit. Sunt aici, în primul rând, în calitate de lucrător de tineret. Ce înseamnă un lucrător de tineret? Probabil vă întrebați, pentru că încă în acest moment, în România, meseria de lucrător de tineret nu este foarte cunoscută. Dar este deja o meserie recunoscută, iar la nivel național există un proiect prin care anul acesta se va specializa peste 1000 de lucrători de tineret. Sloganul acestui proiect, care este implementat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, este lucrătorul de tineret priceput la școala vieții. Asta este lucrătorul de tineret, este priceput la școala vieții. Ce facem noi în lucrarea de tineret este să pregătim tineri pentru viață. Felul de educație pe care îl aplicăm noi în lucrurile pe care o facem este numit educație non-formală sau chiar educație informală, care nu înlocuiește educația formală, ci este complementar acestui gen de educație. Ceea ce vreau să vă spun așa cum și vreau să accentuez, așa cum a spus și Raul, este că în cadrul activităților de tineret nu facem petreceri și nu este vorba despre asta. În
cadrul aplicațiilor de tineret avem niște obiective clare de învățare, iar oamenii care lucrează în acest domeniu sunt oameni instruiți care au participat la cursuri și nu fac asta cu asta să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut. Tinerii pe care noi îi pregătim vor deveni în timp cetățeni onorabile ai comunității și în același timp cetățeni care sunt responsabili de rolul activ pe care trebuie să-l ai în societate. Din păcate, încă în acest moment, fondurile și resursele umane nu ne permit să acoperim un număr suficient de tineri, după părerea mea, iar beneficiarii pe care noi îi avem urmează să formeze și ei alți tineri. Pentru că noi asta vrem să facem, să ne lărgim aria astfel încât toți tinerii să poată să aibă acces la genul acesta de educație. Proiectele noastre nu se întâmplă la nivel național. Poate nu fiind în Dubaia Mare, cred că sute de tineri în ultimii ani au participat la proiecte internaționale, au vizitat țări și asta doar datorită muncii acestor lucrători de tineret care scriu proiecte și care reușesc să cumpere tineri să reprezinte țara onorabil în alte țări. Ajută mult la imaginea României și eu cred că tinerii, acești tineri lucrători de tineret, pentru că în principiu ei sunt până în 30 de ani, ar trebui susținuți în munca pe care o desfășoară. Sper că am reușit să vă introduc puțin în munca de tineret și aș vrea să mai spun este că printre altele, munca noastră se desfășoară și la nivel de consiliere, consultanță, orientare vocațională și aici am atins exact punctul pentru care ne aflăm aici. Ce încercăm noi să facem este să ajutăm pe tineri să-și găsească un drum în viață și să-și găsească o meserie. Problema este că există o discordanță între ceea ce se pune în școală, pentru care sunt pregătiți în școală, și locurile de muncă existente de piață. Știm că, în acest moment, locurile de muncă sunt dinamice, se schimbă, iar ei trebuie să fie pregătiți, să fie flexibili, adaptabili, să aibă spirit de lucru în echipă, să fie deschiși spre comunicare, iar aceste lucruri le învață tinerii în munca de tineret și prin voluntariat. Noi asta facem, ne ocupăm de voluntariatul, ne ocupăm de tineri și încercăm să-i înscoțim în călătoria lor în viață. Ne dorim să formăm cât mai mulți tineri ca cetățeni responsabili din societate și membri active ai comunității. Vă mulțumesc! În acest moment eu am să vă reamintesc, pentru că, dacă nu să-l respect
prezentăm, nu o să ne încadrăm niciunul. Invitații, domnilor voastre, veți fi invitați la microfon în ordine alfabetică. Fiecare vorbitor va avea o singură intervenție cu un timp alocat de 5 minute. Vorbitorii vor fi invitați să răspundă punctual întrebării sau întrebărilor formulate din partea panelului de inițiatori. Toate opiniile verbale se înregistrează în vederea consemnării și centralizării de către Comisia de Organizare a Mesei Rotunde. Vorbitorii sunt încurajați de bună opinia exprimată și în scris la Comisia de Organizare de orice alte materiale pe care le consideră necesare și relevante în susținerea punctului de vedere formulat în cadrul Mesei Rotunde. În urma expunerilor candidaților, fiecare membru al panelului media va pune maximum 2 întrebări per eveniment sau temă. Pentru clarificări sau detalii, durata unei întrebări nu depășește 30 de secunde. Candidații care au înregistrat întrebări au la dispoziție 1 minut per întrebare pentru a răspunde. Reprezentanții mass media, prezenți la eveniment, alții decât membrii panelului media, vor avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenție în sală în timpul a expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor. Aceștia pot prelua declarațiile publice audiate în sală sau pot intervieva participanții în afara sălii de desfășurare a mesei rotunde. Un titular va avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenție în sală în timpul expunerii și consemnării opiniei vorbitorilor. Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi sinteza punctelor colectate în cadrul mesei rotunde la adresa electronică indicată în formularul de înregistrare a participanților la masa rotundă. Acestea fiind spuse, eu zic să intrăm direct în pâine și am să supun direct dezbaterii domnilor voastre următoarele aspecte. 1. Rolul educației, compatibilitate între conținutul învățării și cerințele pieței de muncă din Mare, cât și modul în care unitățile școlare subordonate primăriei și Consiliului Local răspund nevoilor angajatorilor Păimăreni, Maramureșeni. 2. Consecințele șomajului pe plan local. Generația tinerilor de azi, generația 0. 0 locuri de muncă, 0 venit, 0 perspective. Și 3. Soluții propuse pentru încadrarea tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii și, în special, soluții pentru prevenirea șomajului, atât în municipiul Baia Mare, cât și în județul Baia Mureș. Primul care ia cuvântul în acest moment face viața. Eu un bărbat, nu sunt doamnele și o să rog pe domnul Simion Vizău din partea Partidului Verde, am înțeles, să se ia. Ecologist. Vă rog. Învățământ care a fost de ani de zile.
Deci noi am făcut obiect matematică, fizică, până în doctorat, dar n-am nimeni cu pragmatism, n-am venit nimeni cu meserile care trebuie să le învățăm la ora actuală, în ora actuală. Vă dau un exemplu, eu am un de transport, am o problemă mare cu șoferi. Care șoferi, ora actuală câștigă între 1.000 și 2.000 de euro. E un stat destul de bun, zic eu, și sunt mari probleme pe felul nostru. Din tinere, din copii tineri, o zic copii, că am făcut copii de vârstă de 22 ani, după o săptămână, două pe asta. Deci au și o problemă de victimizare tineri, să mă iertați. Este victimizată. Ei nu ajută nimeni, ei tot vizează de mâniu, ei vizează case, dar ei ce fac? Deci, în primul rând, a fetelor care sunt foarte mâne aici, deci trebuie să înceapă de acasă. Cum ajută părinții, foarte mă mai interesat, cum se pregătește. Acum, nu vreau să plăcem. Dar dacă mergem la cluburi sâmbătă, o să vezi de la ora 11 că 90 exagerat, așa că la fel suntem în lucru. Și stau până la 4 dimineața. Să mă iertați, m-am plat acasă, dar dacă aș avea 4 dimineața de voi. Cu riscul de a pierde votul. Nu se poate să stai sâmbătă și joia până la 4 dimineața de lucru. Mergeți la care să vedeți tinerii să listează, nu normal. Dar nu în fiecare sâmbătă, nu în fiecare joie. O altă problemă care toată lumea visează numai internet și numai trebuie numai în oameni. Unde, dar orice afacere începe cu zic de la zero și se face pas cu pas. Nu vreau acum să-mi fac apologia mea pe oameni. Eu am plecat la fel cu cea de acasă. Am plecat cu oceană. Și nici n-am visat vreodată să fac ce am avut. Să am o firmă, să am familie, să am imobile care nici nu m-am gândit la vârsta aia când am plecat la 9 ani, ce să am să mănânc, ce să am să îmbrac și să am acolești deasupra patru. Normal că e bine să visați. Dar trebuie să luați sistematic. Ce probleme sunt în școli? În școli mai sunt să am meserit. Toată lumea visează să fie licențiat. Ok, foarte bine și foarte bine. Dar ce licenție? Ce cere pe asta? Toți a fost să fie juriști până acum câțiva ani și să fie juriști ce mai era. Toată lumea a fost să fie, stați-mă, țolui. Din fel, dacă întrebare ce s-a spus, a fost să fie țolui. Dacă școlile ar fi pliate pe meserie, dacă politicienii, chiar ce spun în campania realizat, ar fi o problemă foarte ușoră pentru cine să încheie. Tinerii au tinerețea lor specifică și foarte bună. Dar trebuie să o și controleze și să o facă într-un cadru constructiv. Sunt foarte multe meserii cerute în Occident. Și aici ar trebui mult să se gândească la treaba asta. Trebuie să se gândească la inginerii. Ingineria, ca vor arăta lucrurile la un exemplu, ai putea în geologie. Să zicem, în toată lumea, geologie. Păi soluțiile sunt doar în noi, oameni, oameni și ceva asta. Noi nu e prima pe care o spun. De-a dat în politică, eu sunt doar care gândește altceva. Și, din păcate, mai sunt oameni cu zi care gândește altceva ca așa. Deci, nu mi-a spus puțin. Unii n-au curajul, alții deja sunt scârbiți. Și cu o problemă gravă e și tendența la vot. Deci să nu uitați că anumiți oameni, anumită valoare, nu le-au vot chiar din cauza asta. Dar ei nu calculează că votul lor îl dublează una stată și altă. Și sunt unele perechi de a spune oamenii din pot vor cu anumită culoare. Aș vrea să-mi înțeles puțin ideea de soluție pentru tinerii care sunt în acest moment cu șomaj, cu venit zero, poate, că au trecut de șomaj și nu au nicio variantă. Ce se poate face? Nu am nevoie doar acolo de soluție șofer și nu găsesc. Deci, noi nu zic cine e locul de muncă. Domnul de șofer între pe mâini, care se permite să poată să ia la parte de muncă și din prima lună nu o să aibă o salată, dar în soluție. Dar în a doua lună o să aibă o minimă 1.000 de euro. Chiar am dat în scris. M-am dat o funcție punctuală, fără probleme. Alte gen. Bun. Eu vă mulțumesc mult. Doamna Dândi Gândiche este candidatul pentru Consiliul Președinției a Consiliului de Județean din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Mulțumesc de frumos pentru invitație și la început doresc să felicit organizatorii și pentru materialul pregătit. Este un material foarte, foarte
dar eu cred că viața totuși nu este chiar așa, așa cum arată din cifre. Mi-am pregătit la întrebările dumneavoastră niște idei ale mele ca să vorbim și ar trebui dumneavoastră. Părerea mea este că nu mai prin cunoaștere se poate construi viitorul. Deci nu are rost să tot căutăm în trecut care erau problemele, care de unde provin problemele. Știți, viitorul trebuie să, să construim pe cunoaștere. În județ, la noi și în orașul Baia Mare, în municipiul Baia Mare, avem un sistem integrat de, de învățământ cum foarte puține județe mai au. De la grădiniță până la mediul academic, toate nivelele își pot găsi nivelul unde dorește să, să învețe. Și aici, cu paranteză, inclusiv minoritățile importante din județul nostru au posibilitatea să, să studieze de la grădiniță până la cele mai înalte nivele. Dar problema este ruptura între acest sistem de învățământ foarte dezvoltat și viața. Deci, așa cum a spus și colegul și sunt de acord cu dânsul, nu există